Bună ziua, stimați telespectatori, și iată-ne la o nouă ediție a emisiunii All on Blockchain. Eu sunt gazda dumneavoastră, Andrei Palatcaș, după cum bine mai țineți minte și data trecută. Invitatul meu de astăzi este din nou domnul Cristian Gog. Data trecută am folosit termenul prietenul și mentalistul sau mentalistul și prietenul Cristian Gog, după care ai spus că și Pasionat de blockchain și cripto. pasionat Da. de blockchain și cripto. În această ediție a emisiunii ne-am gândit să tratăm subiectul altcoinurilor. Adică, dacă pe Bitcoin ne-am focusat foarte mult și pe blockchain-ul Bitcoinului data trecută, la cererea dumneavoastră, am decis ca în această emisiune să tratăm mai mult problema altcoinurilor. Și începem atunci cu altcoinurile, nu, Cristi? Cu altcoinurile. Îmi place cum faci tot timpul o introducere din asta așa protocolară, frumoasă. Da. Eu și Hai să Romica vedem. Jurcă, da. Da. Dar lumea crede să te creadă la un moment dat, că e o emisiune super serioasă și aia care se uită la primele secunde, și bă, nu mă uit la prostia asta, puf, X, gata. Bun. Așa. Ok. Să începem ca și data trecută cu întrebarea clasică. Ce e un altcoin, Cristi? E o altă monedă în afară de Bitcoin. Foarte, foarte bun răspunsul și simplu. Hai atunci să începem altcumva. Când a apărut primul altcoin și să-i dăm un pic și o definiție ce este de fapt un altcoin și pe ce fel de protocol se bazează? Cred că primul a fost Ethereum, dacă nu mă înșel. Nu, din Nu? câte știu eu, Litecoin a Sau fost. Litecoin. Da. Așa, nu știam exact care a fost primul Ethereum și Litecoin. Oricum au fost la distanță scurtă de timp, una după alta. Din punctul meu de vedere, e o altă platformă cu un blockchain separat, da? Da. Care funcționează similar cu Bitcoin-ul, doar că are un alt scop, o altă întrebuințare. Din câte mi-aduc eu aminte, Litecoin a apărut undeva la un an și ceva după După Bitcoin, făcut Bitcoin. de către Nu știu Charlie Lee, toate, da? fratele lui Bobby Lee, ăla Wow. din capătul satului, Da. da, chinez. Două, trei mențiuni. Deci, Litecoin practic este aproape același protocol cu Bitcoin, adică același blockchain, diferența fiind însă că sunt de 4 ori mai multe tokenuri, adică sau coinuri pe piață, de 4 ori mai repede se emit, plus că mai nou e și implementat SegWit. Vom vorbi și despre SegWit Și Lightning și și Lightning Network și așa mai departe. Hai, totuși să rezolvăm un pic problema altcoinurilor, să le explicăm telespectatorilor cam câte altcoinuri există acum pe piață. 1400 și ceva, 1500, Cam 1438. 1066. Deci Așa. există, dacă intrați pe coinmarketcap.com, o să vedeți în stânga sus acolo, 1460 și ceva de altcoinuri și 7000 de piețe. Adică 7000 de exchange-uri. Sunt mai multe exchange-uri decât coin-uri. Da. Bun. De aici apar și exchange-urile astea extrem de mici. E foarte important de făcut precizarea că pe mare parte din exchange-urile astea nu există lichiditate. Și nu e tocmai o mutare inteligentă să îți transferi niște bitcoin într-un exchange din ăsta mic și obscur, să-ți transformi într-o anumită monedă și să rămâi cu ea acolo sau să vrei să o tranzacționezi când nu mai e la cine să o vinzi. Și Corect, rămâi cu ea. corect. Ok. Cum putem folosi noi altcoinurile astea? Adică ce scop au ele? Dacă Bitcoin-ul își face treaba pentru ce a fost făcut, de ce avem nevoie de altcoinuri? Deschidem un subiect sensibil și Asta e, trebuie da, să-l și tratăm. Bitcoin-ul, practic, unii s-ar putea să zică că își face treaba sau că nu își face treaba pentru scopul, mă rog, și îndeplinește scopul pentru care a fost construit. E o chestie de nuanță. Fiecare dintre celelalte monede trebuie să rezolve problemă. Că de fapt, așa au apărut. Există o nevoie și există o problemă care poate fi rezolvată cu o anumită soluție. Iar soluția se bazează tot pe blockchain, în mare parte 99% pe descentralizare. Da. Am zis 99% ca să nu zic de Ripple. Vorbim și de Ripple, da. Așa. Și practic, eu încerc să văd chestia asta cu monedele celelalte, altcoinurile. Mie mi se pare un număr extrem de mic. Știu că unii zic, băi, când le zic, am discuții cu prieteni și le zic, băi, sunt 1000 și ceva, 1300, 1400, 1000, mai dispar, mai apar zilnic.
Șocat, e extrem de mic. În mintea mea, suntem la momentul la care Google-ul a pus Play Store-ul și iOS-ul și-au pus App Store-ul lor și erau câteva aplicații. Da. În câțiva ani vom ajunge să avem altcoin-uri similar cu câte aplicații avem astăzi pe platformele noastre sau în store-urile, în marketurile noastre de pe telefoanele mobile. Sau poate mai mult, sau, ca evident și că, da. Numărul de website-uri existente. Evident, dar asta e pe termen foarte lung. Eu am zis în câțiva ani. Se va ajunge acolo. Bun. Ok, hai să vedem câteva dintre aspectele altcoin-urilor care astupă cumva nevoile sau deficiențele Bitcoin-ului. Ce nu poate face Bitcoin-ul și pot face alte coin-uri. Să luăm de exemplu care ar fi la cea mai îndemână. Viteza de tranzacție sau comisioanele sau... Toate contează. Toate. La un moment dat. Uite, de exemplu, pentru mine cel mai important acum este comisionul, care este da. Momentan, la data în care înregistrăm aceste emisiuni, este extrem de mare, undeva la 30 de dolari per tranzacție. Dacă acum un an și jumate costa 10 cenți, 10 cenți parcă costa o tranzacție Bitcoin, acum costă 30 de dolari. Oare de ce? Pentru că platforma e supraaglomerată, sunt extrem de multe tranzacții și după cum bine știm, din punct de vedere tehnic, blockchain-ul e limitat la un anumit număr de tranzacții pe secundă, două parcă. Nu, patru. Sau patru. Așa. Toate detaliile astea tehnice nu. Le-am știut cândva sau m-am uitat, dar nu le-am acordat foarte mare importanță. Nu fac așa un sistem de referință în mintea mea. E nevoie de mult mai mult, evident. Acum, dacă privești Bitcoin-ul ca și store of value, nu te interesează comisionul pe tranzacție? Ba da, mă interesează pentru că, uite să zic și de ce, acum 6 ani când am început eu în lumea asta, ideea Bitcoin era să fie un mod de monede de schimb care să fie accesibilă tuturora. Să înlocuiască fiatul. Așa, da. Și atunci oamenii săraci din Botswana sau Batunga, care au câștigă și ei, nu știu, 0,3 dolari pe zi, dacă vor să trimită remitențe undeva în Angola, ei trebuie să plătească 30 de dolari, dacă folosesc sistemul Bitcoin, pentru o tranzacție de 3 cenți. Deci s-a început Bitcoin-ul cu ideea foarte liberară și nu chiar anarhică, dar să zicem că tu ești banca ta și tu vrei să trimiți când vrei, unde vrei bani. 30 de dolari acum e cam nepermisiv. Și aici intrăm în domeniul altcoin-urilor. Monedele care reușesc să rezolve problema actuală a Bitcoin-ului de tranzacție și multe altele. De exemplu, uite, tu în loc să folosești Bitcoin, care ar fi a doua monedă pe care ai folosit eu? Ca și store of value sau... E greu. Pentru mine Bitcoin e store of value. Celelalte monede au potențial mare și le tratez ca și investiții. Pe termen lung, să zicem, și unele investesc în ele doar pentru a le tranzacționa. Asta cu tranzacționatul e așa, știi, că ne jucăm și noi, ne place să fim ocupați. Dar valoarea lor e una care va crește în timp. Litecoin-ul e o monedă foarte bună pentru tranzacții, pentru transfer, pardon, în tranzacții, transfer, sau tranzacții peer-to-peer. Deci nu între un wallet și un exchange sau ceva. Și de ce nu ar fi bun Litecoin-ul ca și store of value? Pentru că nu e Bitcoin. Păi e aproape de Bitcoin, e aproape aceeași chestie. Nu e același lucru. Bitcoin-ul, de când cu Satoshi, lumea îl vede ca și store of value pentru că e 100% descentralizat. Și Litecoin-ul și celelalte monede au platforma descentralizată, dar ele sunt conduse de niște ceva. E făcut la Litecoin, trăiește Charlie Lee. Păi, simplu fapt că trăiește persoana care a făcut moneda nu înseamnă că are monopol pe ea. Nu are monopol, dar poate să influențeze, să zicem, într-un fel sau altul, evoluția valorii ca monedei. Ca să fim mai politically corect. Dacă își dorește, poate. Okay. Mă rog, acum el, cazul de față, nu știu dacă poate, dacă mai poate, pentru că el tocmai a anunțat și-au vândut. Dar noi nu avem de să știm dacă le-a vândut și le-a donat către un charity care e tot pe așa, sau și le-a vândut el lui și le-a mutat dintr-o altă dintr-o altul și stă la el. Deci asta e bine, de cele mai multe ori, e bine să privești cu un ochi sceptic toate mișcările astea care apar, pentru că mare parte dintre ele nu sunt nimic altceva decât niște artificii de PR. Da.
pentru a crește valoarea unei monede într-un mod artificial, într-un timp mai scurt. Și uneori funcționează, alteori nu funcționează. Deci tu vrei să spui că pentru tine personal, în afară de Bitcoin, nu mai există o monedă în care să ai încredere că undeva pe viitor îndelungat, să zicem 10 ani, va putea ajunge, dacă nu neapărat aproape de Bitcoin, dar asemănător ca și un store of value și siguranță și tot. Deci nu ți-a băgat mâna în foc pentru niciun coin decât pentru Bitcoin, nu? Asta vrei să-mi spui. Nu vreau să mă gândesc peste 10 ani la alte platforme și monede și evoluția lor. Bitcoin nu știu că va fi aici peste 10 ani. Uh-huh. Știu că va fi peste 20, știu că va fi peste 50 probabil. Că nu o să fie Bitcoin, și aici e o nuanță importantă, că nu o să fie Bitcoin moneda cu cel mai mare market cap, e foarte probabil. Da. Deși, dar asta ține totul până când se va face următorul pas major în ceea ce privește evoluția Bitcoinului, care se va întâmpla anul ăsta, și vorbim de implementarea Segwit pe toate walleturile. Pentru că noi, la momentul de față, avem Segwit. N-avem 2X, avem Segwit. Stai, dar... să explicăm un pic, două secunde, scuze că te întrerup, telespectatorilor. Ce-i Segwit? Ce-i Segwit și ce-i market cap-ul. Market cap-ul vine de la market capitalization și înseamnă suma tuturor monedelor care sunt pe piață și suma valorii tuturor monedelor care sunt pe piață. Momentan este undeva la 700, în jurul 700 miliarde de dolari, din care 32% are cotă Bitcoin-ul. Acum jumătate de an avea 55%. Vedem că market cap-ul Bitcoin-ul scade văzând cu ochii, literalmente. Scade, crește, o să crească. O să crească înapoi. E un ciclu care se repetă la nesfârșit. Orice în viața asta, în lumea asta, în univers, e un ciclu. E un ciclu dintr-un alt ciclu mai mare, ca să zic așa. Tot e ciclic. Așa. Dacă te uiți istoric pe grafici, o să vezi că Bitcoin dominance, dominanța Bitcoin a scăzut și în trecut. Ce e drept? Dar acum nici e la un minim, cifra asta. E la un minim istoric. O time low. Da. Dar nu știu dacă neapărat e un lucru rău. Și pentru cei care sunt implicați mai activ în toată chestia asta, știu foarte bine, în momentul în care Bitcoin scade, altcoinurile cresc. Ceea ce s-a și întâmplat în momentul în care, înainte de sărbători, când Bitcoin a început să se ducă în jos destul de... Da, ultima oară când a vorbit nu era 18.000, acum e 13.500. Da. Ne scuzați. Dar celelalte monede au explodat. Uh-huh. Și la fel, anterior s-a dovedit că sunt situații în care... momente în care Bitcoinul crește, trage și alturile după el, când Bitcoinul scade, pică și alturile. Și sunt momente și invers. Și sunt momente și invers. Când Bitcoinul crește, scade alea, când ăsta scade, cresc alea. Nu există, sunt cicluri. Da, și fenomenul ăsta pot fi explicate foarte ușor. De exemplu, Bitcoin este un coin gateway, cum s-ar spune. Prin Bitcoin tu reușești sau... Principalul coin de gateway este Bitcoin, adică dacă tu vrei să investești direct într-un altcoin, nu neapărat Bitcoin, tu trebuie să-ți cumperi prima oară Bitcoin, iar apoi să transferi Bitcoin-ul, să-l transformi în altă monedă. Așa funcționează la majoritatea exchange-urilor. Cu mici excepții, poți cumpăra și Ethereum, poți cumpăra și Litecoin direct. Momentan nu sunt foarte multe perechi din astea pe piață, viitor o să poți cumpăra direct. Anul ăsta se vor putea cumpăra mare parte din monedele existente, inclusiv ERC20, care sunt tokenii sau monedele de pe platforma Ethereum. Va fi posibil să le cumpere direct cu fiat, cu un card bancar. Sau cu... Deja sunt soluții, se lucrează la platforme. Una dintre ele, eu am investit în ea de la nivel de ICO, ca să zic așa. A fost prima... $100, ce face nu? A fost unul dintre primele ICO-uri la care am participat. Pe vremea respectivă se numea Bitcoins, actualul Ethos. Ethos, da. Ethos. Și să mai... scuze că tot întrerup, trebuie să le murim un pic. Stimați noștri telespectatori, ce e un ICO? Initial Coin Offering. Adică atunci când se lansează o monedă pe piață, li se dă șansa investitorilor care sunt de la început să investească din prima în monedele respective la un preț redus. Sau bine, un preț redus e un preț redus. E prețul că poate, da.
La mare majoritate, acum depinde la fel, depinde ce interval de timp îți iei ca și referință. Da. Dacă ți iei referință perioada imediat următoare, evident că cei care investesc într-un ICO și mai ales dacă sunt ICO-uri cu reduceri, cele care au un discount, 20%, 30%, 40%, sunt investitori cu foarte mulți bani, care cumpără doar pentru acea reducere și în momentul în care se listează pe piață sau tokenul devine disponibil și ei îl listează, apare listat pe un exchange descentralizat, cum este EtherDelta, îl vând la valoarea reală de piață, dar ei totuși punctează un profit, marchează un profit din discountul pe care l-au avut. Și când vorbim de sume foarte, foarte mari, sunt niște diferențe de preț, niște profituri pe care ele fac. Și evident că chestia asta, de cele mai multe ori, produce un efect de bulgăre și prețul se răstogolește de obicei mult sub nivelul de ICO, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru alții să-l cumpere, care n-au intrat în ICO, și îl cumpără, după care va crește și va scădea și așa. Dar vreau să fac o precizare legată de Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance, eu bănuiesc că o să fie, acum e low, da, 32, cât am zis? 33,2%. 33,2% e acum. Consider că o să crească în perioada următoare, când o să urmeze run-ul, orice monedă, la un noi zicem run, în momentul în care urmează o creștere consistentă în valoare, va crește, pentru că sunt mai mulți oameni care o să-și transfere banii din altcoin în Bitcoin, pentru că văd potențial de câștig. Dar totul se va schimba în momentul în care vor ajunge să implementeze și să fie funcționale proiecte, exact cum ziceam, de ETH sau Bitcoins, sau mai este Bread Wallet, care îți permite. Mai sunt, deja sunt multe, aproape platformele mari, pe lângă faptul că se dezvoltă wallet-uri, inclusiv platformele mari încearcă să găsească metode de a le permite oamenilor să cumpere direct cu fiat, să nu mai treacă prin Bitcoin. Da. Și atunci e normal să scadă Bitcoin Dominance. Va scădea. Probabil că nu o să mai fie majoritar. Că momentan, chiar dacă el e 32%, nu este altcineva cu mai mult de 32%. Vine imediat Ethereum-ul în spate. O să vină imediat Ethereum-ul. Mai e Ripple-ul care a încercat el, dar... Bun. Hai să discutăm un pic despre Ethereum. Că dacă tot am zis că discutăm despre altcoin-uri... Ethereum a fost creat de către Vitalik Buterin, un american de cetățenie rusă, sau invers, un rus de cetățenie americană. Unii îl consideră geniu pe pământ. Din punctul meu de vedere este, dacă vă uitați un pic pe codul sursă la Ethereum, să vedeți că nu sunt eu foarte mare informatician, dar ce am reușit să înțeleg e tehnologia care a adus Ethereum, este cumva de... la puterea a doua, la pătrat, să zicem, de ce a adus până acum blockchain-ul. Pentru că pe blockchain-ul Ethereum se pot face atât de multe lucruri. Atât de multe lucruri. Și cu toate acestea, o aplicație gen CryptoKitties îți pune toată platforma în cap. Asta doar ca să ne arate cât de mult mai avem de evoluat în domeniul ăsta. Bun. Și cât de mare va fi evoluția. Este abia la a treia implementare a Ethereum, deci la al treilea, mai urmează următorul Casper, parcă anul ăsta, la final. A treia iterație, deci al treilea fork de Ethereum. Al treilea și... upgrade, major, că nu putem să zicem că a fost un fork, că nu vreau să înțeleagă lumea greșit. E conceptul de hard fork și soft fork. El a avut un hard fork când s-a despărțit în Ethereum și Ethereum Classic, iar celălalt a fost soft fork, care de fapt nu e nimic altceva decât un upgrade de platformă. Bun. De ce este așa special Ethereum? Cristi, zi-ne un pic. Pentru că aproape cred că 90% din celelalte altcoin-uri existente pe piață sunt dezvoltate pe platforma de la Ethereum. Permite să creezi token foarte ușor. Nici eu nu sunt, deși am făcut informatică în liceu, m-am absolvit chiar secții de informatică, dar nu mă pricep. Plus că știu că Ethereum are limbajul lui de programare, e unul singur. De aici, dintr-un anumit punct de vedere, apare și dezavantajul dacă îl comparăm cu alte platforme gen NIO, care e un concurent serios la Ethereum, sau altele care o să mai apară. Și mai sunt Ubik și altele. O să apară din ce în ce mai multe.
Da, însă momentan 90% din altcoin-uri Din sunt pe... altcoin-uri sunt, dacă nu exista Ethereum, dacă nu exista Vitalik Buterin, noi nu aveam astăzi nici piețele alea, nici cele 1438 de monede câte sunt în secunda asta când noi filmăm disponibile pe piață. Era mult, mult, mult mai, făceam pașii mai lenți. El a ajutat la explozia domeniului ăsta de cripto, cu tot ce înseamnă el. Țineți minte, Ethereum încă poate fi minat. Deci dacă sunteți acasă și vă gândiți, bă, ce să minez, încercați un Ethereum sau Ethereum Classic, că și Ethereum Classic are potențial de viitor. Dar pe lângă celelalte tokenuri și monede care sunt bazate pe tehnologia și blockchain-ul Ethereum, pe Ethereum se pot face contracte deștepte. Smart Asta e. contracts. Țineți minte, Pe smart contracts. acei token, de fapt, funcționează. Marea majoritate din altcoin-uri au în spate un smart contract. Ele așa sunt gândite, așa funcționează. Nu știu cum din punct de vedere tehnic, dar e un fel de, știi, mathematical wizardry care, așa, oricât ai încercat să înțelegi, la un moment dat vine unul și te biciuiește. Stai liniște, du-te acasă. Și la un moment dat zici, băi, bine, renunț, că mă doare, știi? Ok, trebuie să le Da. amintim telespectatorilor noștri că nu trebuie să înțeleagă ei 100% exact cum funcționează. Poți Exact. folosi acest mediu fără să înțelegi 100%. Nici eu, și cred că nici Cristian nu Da. înțelege în perfecțiune. Dar nu știm nici Dar cum știm funcționează să-l implementăm. electricitatea, dar ne bucurăm că apăsăm pe întrerupător să face lumină, să aprinde becul, Exact. știi? Nu Așa trebuie să cred fii că. rocket scientist sau brain surgeon. Să-mi amintești să zic bancul cu rocket science și brain surgeon. Ok. Așa, bun, contracte deștepte. Aici e frumusețea. Și Da. de aici practic pleacă schimbarea majoră care se va produce în viitor și care va afecta aproape orice domeniu de activitate existent. Aproape orice domeniu. Serios. Practic, în viitor, hai să nu zic, am zis aproape, dar eu aș zice că cred că în proporție de 90% din segmente de piață sau domenii de activitate sau absolut, o să fie bazate pe un blockchain, indiferent că e de la Ethereum sau e de blockchain-ul de la Bitcoin În sau fine, orice un altă blockchain. monedă, da? Și va utiliza smart contracts, pentru că despre asta e vorba. Prin acele smart contracts, practic dispare orice intermediar. De asta vă spuneam și data trecută despre funcționarii și publici și notarii care vor avea o mare problemă în viitor din cauza contractelor deștepte. Nu, Cristi? Vom vedea. Doar, orice. Deja s-au făcut primele vânzări, cumpărări de mașini prin smart contracts. Ai vândut o mașină pe care nu trebuie să mergi la undeva. Din punct de vedere legal, trebuie să faci o copie, trebuie să respecti în funcție de locația unde ești pe pământ, să respecti legislația de acolo, să știi să ai un act de proprietate. Dar asta pentru că îți cere legislația de acolo, dar legislația de oriunde pe pământul ăsta e mult în urmă și nu poți să țină pasul cu evoluția criptomonedelor și a blockchain-ului în sine, a descentralizării, că despre asta vorbim Da. într-un final. E bun, poate mai avem un pic la noi în România Mai până să avem ajungem acolo. În și în schimb, o să afară. fie multe alte țări care o să ne ia în față, cum o să mai întâmpla și pe acum. Nu vreau să zic ceva rău de România, dar se va Dar noi implementa suntem și la aiceți. noi. Da. Ai noștri au alte interese. Melcuțuș până să mă plec, România Melcuțuș. Dar nu sunt numai noi. Uite, și în Statele Unite, comparativ cu ce se întâmplă în alte țări care sunt mai deschise către noua tehnologie, și ei se consideră în urmă. Bun. China, ei țintiți, mergem Știu, știu înainte, ce doar vă. că cum vrem noi, nu cum vreau alții, încearcă totuși să controleze. Rusia. Da. Uite, vezi, Rusia Putin coin face. sau nu, Russia Miner coin, care acum, ce și-a Nu spus? știu, nu m-a interesat foarte mult denumirea, pentru că oricum nu o să fie o monedă care să mă intereseze pe mine în mod direct. Ce știu și ce mă interesează e faptul că și-a schimbat viziunea și nu mai vrea să fie o monedă națională. Da, vrea să fie internațională și Vrea își să vor fie lua cât? internațională. 19% comisiune își vor lua când îi transform în fiat, parcă nu? Da, nu știu. Oricum, să căutați, dați un Google pe net, Russia Coin sau Russia Miner Coin sau Putin Coin, ceva de genul. Sunt deja foarte multe țări care discută despre chestia asta, au planuri
deja elaborate de a face. Știu că India e acolo, se chinuie să găsească soluții pentru implementare, pentru că își dau seama că la un dat vor pierde controlul. Din punct de vedere al guvernării unei țări. În momentul în care cineva guvernează o țară și altcineva care până în momentul ăla au fost considerați niște, păi ăștia sunt niște copii de aia care schimbă și ei săraci acții builduri din gumă turbo sau fotbaliști și au și ei cataloge acasă și asta fac ei cu token. Ești dacă da, în ziua de astăzi totul e digital. Și dintr-o dată îți dai seama că e serioasă treaba și că de fapt stai un pic. Se apropie. Și am lăsat pe ăștia să joace prea mult. Și după aia, nu mai știu, mi se pare că tot... Dacă e posibil că eu să fi auzit de la Andreas Antonopoulos, da. Dar e posibil să fi zis de Warren Buffett mai de mult. Nu știu, e chestia aia cu first they laugh at you, then they fight you. Gandhi a spus-o. Gandhi, așa, da. Iartă-mă. Da. Prima oară se râd de tine, then they... First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Then you win, exact. Da.